Banul este regulă! Fraților, murim! Fraților! Wow! No, fiți atenți ce mi-am cumpărat! Eu, bă, dacă mai închid așa ușa, pică ușa, ești nebun? Ok, fiți atenți ce mi-am luat! Ai! Bă, e greu, dar nu e greu, nu știu dacă mă înțelegeți. Bă, am picat camera! Da, bun, am aici o cutie imensă, dacă îmi puteți da voie să zic așa, imensă! Orice ce este mai mare ca și capul meu este imens, pentru că creierul meu este imens, deci se consideră imens, așa că cutia asta este imensă în concluzie, așa că ca să o deschidem, probabil nu o să fie de ajuns mâna mea, am nevoie de ceva mai puternic. 5 minutes later. Ok, fraților, am găsit ceva mai puternic, ce ar trebui să-mi deschidă cutia, așa că deschide-te! Oh, gata, glumeam. Răspunsul corect nu este o armă de jucărie, ci este un cuțit. Aveți grijă ce faceți cu cuțitele, că sunt periculoase. No, bine, bă, hai să-i dăm. Nu cred că așa. Bă, ideea este să-i tem aici marginile, cumva, te tai. Pro, așa. Bine, bă, merge. Chiar dacă voi nu vedeți nimic, să știți că eu fac acum ceva. Uitați ce găuri că am făcut aici. V-am zis, mă, aveți încredere în mine, chiar dacă nu vedeți nimic pe filmare, pentru că tremur și mă mișc de rup, să știți că merge. Treaba funcționează, nu vă faceți niciun griji, nimeni nu este omorât aici, doar această plasă suferă leziuni grave, să știți. Hai mai deschide-te! Până atunci puteți să lăsați un like și să scrieți ce credeți că se află aici. Bine, cel mai probabil este în titlu și în thumbnail ce se află aici înăuntru, dar în fine ce contează. Așa că, hai că am progresat, mai avem niște scociuri. Ah, sunetul ăsta de scotch. Ia, ascultați-l. Nu-i așa că e satisfăcător. Deschide-te, bă. Ho. Avansăm, băi, băiatule, băi. Hai de capul meu. Gata. Îi 30% gata. 40% gata. 50% gata. Aproape 100% gata. Gata, bă. Bine, bă. Sperăm că nu mai am nevoie de cutie, că am făcut-o groaznic. Adică am cam rupt tot ce se poate pe ea. Te deschizi, bă? Nu e nicio problemă că luăm artileria grea dacă nu te deschizi, băi, băiatule. Pam! S-a deschis! Aolio! Ce avem aici, băi, băiatule? Păi avem 16 plus în primul rând, dacă n-ai 16 ani este absolut ilegal aparent să apeși pe accelerația, ambreiaj, frână. Hai că le-am numit dacă e. Ok, avem aici niște pedale pe care le regăsim într-o mașină. Ei bine, practic ăsta e un volan cu pedale ce ar trebui să simuleze condusul și l-am luat pentru că eu sunt pasionat de mașini. Dacă n-aveam un canal cu numele Jocuri Horror, sigur făceam ceva în viața asta legat de mașini. În fine, asta e altă poveste și l-am luat în ideea de a conduce așa pe jocuri cu mașini precum Forza Horizon și bla bla bla. Și am decis să fac și acest vloguleț în care o să fie și gameplay mai târziu, cred, în care să ne prostim puțin cu chestia asta, să vedem dacă e fain, dacă nu e fain, cum e, dacă se simte ca o mașină reală, dacă nu, habar n-am. Urmează să aflăm împreună, așa că încă continuăm pentru că treaba încă nu e gata. Mă fi antenă de nu ți-l deschid eu acum, stai să vezi. Hop, hopa, chichi. Ok, cred că pot să-l scot. Oh, hai că merge să-l scot, dacă l-am scos cu... Nu, stați un pic, că... Găsesc o altă metodă. 5 minutes later. Vai, mamă, dacă ați ști în ce poziție, încerc să-l scot aici. Cu picioarele dau în el. Nu vedeți nimic, numai capul meu, dar credeți, vă dau cu picioarele în el. Desfăte! Ho, aproape. Ho. Bine, mă. Am o veste foarte bună. Am reușit să-l desfac. Și ghiciți ce se află în cutie. O altă cutie. Ce mi-ador viața. Bun, partea importantă este că am scăpat de cutia aceasta. Așa că tu, cutie, du-te mai încolo. Iar e dezordine la mine în cameră, să-mi bat piciorul. Na bun, haideți să trecem la treaba serioasă. Ia vedeți ce e aici. Cine se face șofer pe tir astăzi? Mă las YouTube și mă fac șofer de tir. Cum ar fi, bă, să fiu șofer pe tir și în dreapta să am laptopul, bă, și să conduc. Conduc un tir de la modern, da? Ce se conduce singur, un fel de Tesla, gen, se conduce singur, știți? Ok, se conduce tirul de unul singur și eu în dreapta, bă, stau pe laptop, bă, acolo. Sau calculator, îmi duc calculatorul, un tir, ești nebun? Stau pe calculator
Și fac live sau mă joc Roblox cu abonații. Bă, dacă mă gândesc, este o idee interesantă și unică. N-a mai făcut nimeni așa cineva. Nu știu cât se va înțelege din acest videoclip, dar dacă vă râdeți de prostiile pe care le fac eu pe aici, asta e de bine atunci. Ok? Ho-ho, ho-ho, brotherilor, ho-ho, avansăm! Ei, ce avem aici? Băi, băiatule, fii atent! Fii atent la așa ceva! Mamă! Bă, ce bine! Ho-ho, șofer de tir, ești de bun! Ok, bă, se simte foarte fain volanul în mână. Gen, pare durabil, rezistent, adică aș putea bate pe cineva cu volanul ăsta, literalmente, îi dau așa un volan în cap. Tu. Bună ziua, jocuri horror la taxi! La ce destinație vreți să mergem? Unde? Mergem în Ohio, bine! Treapta întâi! Deși automat tăcare padele, la ce contează? La revedere! Na bun, să nu ne mai jucăm cu asta, că presupun că... că trebuie să-l montăm undeva. Nu cred că merge prin Bluetooth. Oh, mă, fraților, ce mi-au dat ăștia aici, aici de bun! Hai de capul meu, ia vezi ce montăm. Ok, avem aici ceva cabluri și scrie ceva cu galben, pericol, mă pot electrocuta. Ok, mai avem aici ceva tot de montat, ceva șurbeniță, bucată de fier. Na bun, mai avem aici, mamă, ceva, tot ceva așa de montură. Avem aici pedalele. Dar înainte să ajungem la pedale, avem aici întâi bordul cum ar veni sau corpul volanului. Bă, ăsta e mare, să-mi bat piciorul, doamne, fer să scap jos, că cred că în chestia asta se întâmplă tot viamentul. Da, mă, da, ia vezi cum arată. Ia, aici, Ups. Ok, aici se pune volanul, cred, presupun. Și aici în spate se conectează la calculator. Și acum avem pedalele. Astea sunt pedalele. L-am luat cu 3 pedale, adică cutie de viteză manuală ar veni. Pentru că băieții adevărați conduc cu 3 pedale, însă n-am schimbător. N-am schimbător de viteze. Posibil să achiziționez unul în viitor dacă îmi place cum se simte, cum se conduce, cum alea. Dar momentan 3 pedale fără schimbător. Acum presupun că vorbesc chineză pentru persoanele care nu se pricep la mașini. Dar mai pe scurt, 3 pedale e mai mișto decât 2. No, bun, și tot ce v-am arătat aici se află în cutia asta pe care am deschis-o înainte. Acum trebuie să fac ordine pentru că... dezastru infernal la mine în cameră, adică literalmente cel mai mare dezastru l-am făcut. Așa că revenim după curățenie. Approximately 10 hours later. Ok, fraților, câteva ore mai în față am reușit să pun aici volanul și tot ce trebuie. Încă e relativ dezordine la mine, dar aici este volanul, aici. Jocul e deja pregătit, imediat o să jucăm. Astea sunt pedalele și știu că este haos aici, știu. Știu, sunt conștient. Ăsta e doar așa, de moment. E numai de moment, o să fac ordine aici, promit. Ok, acum haideți să jucăm. Da bun, fraților, și probăm volanul din ce mașină? Ei bine, direct dintr-un spectaculos Lamborghini, fraților. Dintr-un Lamborghini probăm astăzi mașina. Ia vedeți ce fain e Lamborghini-ul. Ascultați doar ce bine sună, stați un pic. Cum pun în... ok, ascultați doar. Ia, fraților, ascultați. Ho-ho! Hei, ce vrea camionul ăsta de la mine? Băi, băiatule, pleacă de aici, pleacă. Na bun, o să conducem așa, din simulare. Și haideți să-i dăm mare bătaie, ok? Bă, că vine un camion în spatele meu, dar i-am cam tăiat calea. Ok, păi, de ce să ne ducem încet? Direct rachete, ești bun! Dă-i! Wow! Ok? Wow, ok? Mamă, frate, ce mă trage volanul, ești nebun? Se mișcă sigur, e posedat! Se mișcă sigur, e posedat! Aaaa, gata, stai că mă accident! Bă, 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 și pica și camera, ești nebun? Oh, ce-am făcut aici, băi, băiatule, băi! Ce-am făcut? Bă, fraților, mi-am stricat Lamborghini. A, ba nu! A, nici o zgârietură n-are, ești nebun? Fraților, asta făcea parte din schemă. V-a plăcut schema? V-a plăcut schema? Făcea parte din schemă. Ia mă, că mi se învârte volanul singur, bă, ce șmecherie. Super tare, ok. Na bun, încă o dată, tura 2. Hai, dai. Ok. Până acum totul chill. Îmi place senzația pe care ți-o dă. Chiar e mișto. Wow, ce s-a întâlnit volanul, wow, trebuie a plecat camera, noi suntem ca aici, sunteți și voi cu mine, stați, intrăm într-un tunel, e timpul să-i dăm inferioară și să zburăm, 3, 2, 1 și...
ce fain e. Aaaa, fraților. Dă-i. Wow, ok. Mergem cu 250 de km la oră. Nu se dușim de asta. Nu. Wow. Gata. Suntem bine. Am supraviețuit. Ești de bun? Ah, mi-a picat și camera din nou. Dar am supraviețuit, trăim. Ok, încă trăim. Ok, fraților, înainte ne-am dat cu Lamborghini-ul. Ei bine, este timpul pentru un Ferrari de data asta. Și după asta vine și o mașină secretă, specială, o să vedeți imediat. Dar acum haideți să ne ducem cu acest... Stai bine, așa, bun. Haideți să ne ducem cu acest Ferrari. Ia, vedeți ce Ferrari fain e. Uite, am făcut și aici blocaj pe drumul acesta. Haideți să ne mișcăm. Ok, haideți să încercăm să conducem așa acum. Hai, ia să mergem. Mamă, ce sună Ferrari-ul în tunel! Ok? Bă, ce șmecher arată! Lasă-mă, pace, ce șmecher arată! Wow! Ok? Wow! Stai că e curbă! Ok, wow! No! Au! Ne ducem cu tractorul! Wow! Lamborghini făcea tractoare, nu Ferrari, am picat cu mașina! Ai, ce se întâmplă? Oh! Ah, suntem înapoi pe asfalt, fraților! Nu vă faceți niciun griji, suntem pe asfalt mai departe, haideți să-i dăm bătaie! Treapta a doua! Scos flăcări! Ce șmecher! Ce bine sună! Ce flacăr o scos! Aici am vrut eu să parchez, să ne înțelegem. Aici am vrut eu să parchez, da? Am vrut să parchez aici pentru că acum urmează mașina specială pe care vreau să o arăt. Ei bine, este nimic altceva decât legendarul Toyota Supra, vreau să vă arăt. Toyota Supra. Bă, dar ce cald mi s-a făcut cum stau aici și vâslesc de volanul ăsta, ești nebun? Aici avem Supra-ul nostru. Stați să rearanjez camera că mi-o zburat iarăși. Așa. Na bun, pregătiți, eu nu. Ok, 3, 2, 1. Wow. Ascultați turbina aia ce bine sună. Stați, ascultați-o. Stați. Bă, nebunie de mașină. Ai de capul meu. Ok. Nu știu dacă o să putem ține pe drum, dar o să încercăm. Mă rog, o să încerc. Wow! Bă, ce fuge, ești nebun și abia apăs. Hai de capul meu. Wow! Bă, abia apăs și fuge de pe drum. Ok? Oh, vine o curbă, mi-e frică de curbă cu mașina asta. Hai de capul meu. Mă, Toyota Supra. Oh, stai că am vrut să mă uit la mașină. Oh, am venit pe arătură, bă! Ok, fraților, ce ziceți să mergem cu acest Toyota Supra? Minunat! Pe autostradă și să vedem câți kilometri la oră poate să prindă. Dacă reușesc să dresez mașina asta, pentru că este insane mașina, este nebună în ultimul hal. Ok, aici dreapta. Bă, Dumnezeu, tu vorbești. Ok, aici este autostrada. Să vedem câți kilometri la oră prinde mașina. 3, 2, 1. Wow. Să stea doar pe drum. Uuuu! 300 km la oră deja! Și încă merge! Ce ziceți? Prinde un 350! Mai are viteză, nu? Asta e ultima viteză, treapta 6. 350, hai cu 350! Au! Wow! Gata!
Barul este regulă, barul este regulă, barul este regulă, barul este regulă. Fraților, murim, fraților! Ok, fraților, păi cam atât cu acest episod. Nu știu dacă v-a plăcut, este ceva diferit de ceea ce postez eu. Adică eu nu prea postez mașini pe canal. Dar am zis că poate o să vă râdeți la episodul ăsta. Pentru că, nu știu, am încercat să fac amuzant. Habar am dacă mi-a ieșit. Dacă v-a plăcut și mai aveți episoade cum mă prostesc eu cu volanul acesta, puteți să-mi scrieți în comentarii și poate o să mai fac. Poate încercăm volanul pe alte jocuri, de exemplu pe Roblox. Cred că ar fi interesant, deși nu știu dacă merge cu Roblox, dar încercăm. Și cu astea fiind zise, wow, ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! Wow, nu stă drept, uitați, se mișcă volanul. Nu știu dacă se vede, se mișcă volanul. Wow, nu pot,